Cam așa începe munca. Venim dimineața la 7 în bucătăria cantinei sociale, începem să muncim până la ora 12, până la ora 13 și apoi asistenții sociali din sectorul 6 ies pe teren și livrează jumătate de mâncare pe care o pregătim bătrânilor izolați la domiciliu în acest sector. Cealaltă jumătate merge la Spitalul Matei Balș pentru personalul medical de acolo, care se află în prima linie de luptă împotriva COVID-19. Dacă vrei să ne sprijini și te rogăm mult să ne sprijini, intră pe activsocial.ro, vei găsi acolo toate detaliile, vei afla tot ce poți să faci pentru această campanie. Mulțumim frumos! Ziua, astăzi suntem în bucătărie, facem ce știm mai bine, pentru ca toată lumea să se simtă mai puțin singură și să fie bine. Ajutăm și noi cum putem, medicii cei din prima linie, dăm și noi silința să ajutăm și pe cei bătrâni și pe toți care au nevoie în momentele astea dificile. Ca să fie bine. La 9. La cantina de socială din sector 6, gătim pentru medicii de la Matei Balș. Facem un act de caritate pentru ei. Știu că le este foarte greu în momentele astea. Și ce putem să le ducem să ei să simt cum putem. De cât timp lucrați la cantina socială? De când s-a deschis? De la început. 4 ani. De 4 ani faceți mâncare pentru năcăjiții care n-au. Da, da. Și acum vi s-a dat ocazia să o faceți pentru mult mai mulți. Da. Cum vedeți chestiunea asta prin care trecem acum? Era o problemă, dar sper să ducem cu bine.